chiar dacă e greu de crezut, ne petrecem dormind o treime din viață. De aceea o saltea bună înseamnă sănătate. Senzația de oboseală dimineața, corpul amorțit, adânciturile din saltea sunt doar câteva din semnele că salteaua ta a îmbătrânit și trebuie schimbată. Dar ce fel de saltea ni se potrivește? Cu arcuri, cu spumă, mai tare, mai moale, cu aloe vera sau din fibre de nucă de cocos? Aflăm asta acum de la specialiști. Și nu uitați că puteți încerca o saltea acasă timp de 2 luni, iar dacă nu vi se potrivește, o puteți aduce înapoi în magazin. Aproape o treime din viață ne petrecem dormind. Așadar, calitatea somnului este foarte importantă, iar pentru asta avem nevoie de o saltea de calitate. Alături de noi este Laura Filip, directorul magazinului în care ne aflăm acum. Alegerea unei saltele este foarte importantă. Confortul îl percepem diferit fiecare în parte. Pentru unii confortul poate să semne ceva tare, pentru alții poate să fie ceva moale sau spre mediu. În afară de gradul de fermitate a unei saltele, e important să ținem cont în momentul în care facem o alegere și de greutatea noastră, de poziția corpului în timpul somnului, dar și de stilul de viață pe care îl avem. Dacă, de exemplu, există o persoană cu o greutate de 80 de kilograme, vine la dumneavoastră în showroom și dorește să achiziționeze o saltea, ce ați recomanda dintre foarte multele tipuri de saltele pe care le aveți aici? Este important să ne spună exact ce își dorește, în primul rând, ca și fermitate. Dacă preferă o saltea spre tare, atunci o putem îndruma spre o saltea, atât cu arcuri cât și cu spumă. Greutatea de 80 de kilograme nu este o greutate prea mare încât să avem limitări din acest punct de vedere. Saltelele cu arcuri, în principiu, susțin o greutate mai mare, dar doar dacă au o compoziție mai complexă. Iar saltelele cu spumă, pentru ce le alegem? În primul rând, o saltea cu spumă este mult mai ușor de manevrat. Dacă ne gândim la acest aspect, e important să mergem pe variante pe bază de spumă. Saltelele cu spumă, în schimb, nu sunt condiționate de greutatea persoanei care le utilizează. Ele suportă o greutate până la 120-150 de kilograme per persoană, dar depinde de asemenea și de densitatea spumei care este folosită în producția saltelei. Există anumite dezavantaje ale saltelelor cu spumă în ceea ce privește, nu știu, poate persoanele alergice sau sensibile la anumite texturi? Ca și un dezavantaj al saltelelor cu spumă, putem aminti despre aerisirea mai greoaie. Saltelele cu spumă se aerisesc mai greu, tocmai din cauza că nu au acel miez de arcuri care să-i permită circulația aerului. De aceea, noi recomandăm ca la o saltea pe bază de spumă să fie așezată pe un suport de tip lamelar. Aici mă refer la o somieră care permite circulația aerului și ventilația acestuia, prevenind astfel apariția mucegaiului și dezvoltării acarienilor. Iar în ceea ce privește, dacă tot suntem la capitolul alergii, foarte multe persoane în ultima perioadă suferă de diverse alergii. Ce recomandați, ce tip de saltea recomandați acestora? Avem aici, chiar în spatele nostru, o gamă foarte, foarte largă de saltele. Da. Pentru persoanele care sunt sensibile, suferă de alergii, recomandăm în principal saltelele care conțin materiale naturale. Amintesc aici saltelele pe bază de fibră de cocos sau latex, ambele sunt materiale naturale care respiră foarte bine și care împiedică dezvoltarea acarienilor și alergenilor. Grosimea e o garanție a calității? Da. Este important să fim consiliați de un consultant de vânzări. El poate să, pe baza întrebărilor și a stilului de viață pe care îl ai, să-ți recomande o variantă care ți se potrivește. În ceea ce privește înălțimea unei saltele, la saltelele cu arcuri, într-adevăr, este important ca salteaua să fie un pic mai înaltă, pentru că asta înseamnă cu cât este mai înaltă, cu atât va fi mai confortabilă și durabilă în viață. Practic, se adaugă mai multe straturi peste miezul acela de arcuri despre care discutam. Dacă lucrurile stau mai simplu în ceea ce privește o saltea individuală, ce facem în momentul în care avem un pat dublu acasă, iar partenerul, să presupunem că este sensibil la mișcările din timpul nopții, este deranjat ușor de orice mișcare, cum alegem salteaua? În primul rând, am recomandat o saltea care izolează mișcarea. Vorbim de saltelele cu arcuri împachetate individual. Avantajul lor este că
mișcarea este distribuită doar într-un singur loc, fără ca aceasta să fie dispersată partenerului, fără să-l deranjeze. Același avantaj l-au și saltele pe bază de spumă. Așadar, evităm acel efect de val prin care la o mișcare ambii parteneri se rostogolesc de pe partea pe alta? Exact, exact. Așa e. Ați avut și solicitări în ceea ce privește saltele individuale pentru poate dublu? Am avut, tocmai din cauza percepției confortului față de persoana de lângă, am avut parteneri care și-au ales modele diferite de saltele, de diferite densități, de diferit, cu un grad diferit de fermitate, dar totuși noi recomandăm salteaua să fie măcar la aceeași înălțime, astfel încât să fie totuși un spațiu comod de dormit. Ce ne puteți spune despre întreținerea saltelelor și cum ar trebui să le protejăm pentru a le menține viața? Cel mai important este aerisirea. Aerisirea saltelei este importantă, la fel cum este aerisirea spațiului în care dormim. De asemenea, este important să protejăm salteaua cu o husă de protecție care din materiale textile pe care să o putem curăța, să o putem igieniza. Dacă salteaua vine, de exemplu, cu o husă detașabilă, e important ca aceasta să fie curățată cel puțin o dată pe an. Iar pentru a beneficia de cât mai mult timp de confortul unei saltele, e important ca aceasta să fie rotită, cap-picioare, să fie întoarsă de pe parte pe alta, undeva la un interval de 3-4 săptămâni, pentru a-și menține forma și a se regenera materialele din compoziția ei. Va trebui să facem această mișcare de rotire a saltelei toată viața? Toată viața saltelei? Sau este suficient să rotim salteaua primele luni după achiziționarea ei? Nu, este important pe toată durata de viață saltelei aceasta să fie rotită. Care ar fi durata de viață unei saltele? Când e momentul să știm că ne luăm la revedere de la ea și căutăm o alta? În funcție de complexitatea saltelei, ea poate să fie confortabilă între 5 ani și 10 ani. La, să zicem, între 7-8 ani, dacă deja salteaua nu își mai face treaba așa cum trebuie, recomandăm să fie schimbată. Așadar, trebuie să o privim ca pe o investiție pe termen lung, achiziționarea unei saltele. În acest caz, care ar fi un buget minimal de care putem vorbi pentru a achiziționa o saltea de calitate? Un buget minim, o investiție minimă pentru o saltea bună ar fi între 1.000-1.500-2.000 de lei. O saltea accesibilă, bună, durabilă, cu o garanție de 10 ani, care ne va oferi confortul pe care ni-l dorim. Vorbiți de acest preț, pentru ce dimensiune? Este o saltea de o persoană sau o saltea dublă? Vorbesc despre o saltea dublă la o dimensiune de 2x1,60, care este cea mai uzuală dimensiune folosită la saltele. Există un anumit test pe care putem să-l facem în momentul în care intrăm într-un showroom și vrem să-l cumpărăm o saltea, nu știu. Poate este foarte greu să-ți dai seama dacă ți se potrivește salteaua doar așezându-te pe pat, pe saltea. Da, noi într-adevăr recomandăm clienților să se întindă pe saltele, să stea în poziția în care dorm de obicei, să stea în poziția pe spate, să vadă dacă nu există presiune în zona lombară, astfel încât să vadă dacă într-adevăr se potrivește genul acela de saltea pentru ei. În ce poziție trebuie să stea coloana vertebrală în momentul în care dormi, de exemplu, pe spate? Cum am putea să ne dăm seama dacă salteaua este potrivită sau nu? E important în momentul în care se doarme pe spate, coloana să fie aliniată în mod natural. Asta înseamnă că trebuie să existe acel S care ne ajută în partea lombară să nu avem o presiune. Există și persoane care dorm, nu știu, pe o laterală sau chiar pe burtă. Putem alege saltele diferite în cazul acesta sau e important să știm acest lucru înainte de a cumpăra o saltea? Da, este extrem de important. Poziția somnului, practic, influențează foarte mult luarea unei decizii. În momentul în care dormim pe o parte, e important să nu simțim presiune în zona umărului, în zona șoldului. Salteaua trebuie să ne oferă confortul acela astfel încât să nu avem o presiune în zonele respective. Ați avut solicitări mai neobișnuite din partea clienților, clienți care au dorit saltele mai speciale sau au dorit anumite condiții în momentul în care au venit la dumneavoastră în showroom?
Da, după cum vă spuneam, sunt clienți care au nevoi diferite și facem tot posibilul să venim în sprijinul lor, să le oferim varianta cea mai bună pentru ei. De aceea oferim clienților și perioade de testare acasă pentru saltele, astfel încât ei să vadă dacă, într-adevăr, salteaua li se potrivește. În showroom stau câteva minute pe saltele, poate nu este suficient, poate nu-și dau seama exact, poate suportul lor de saltea de acasă este diferit față de ce avem noi. Tocmai de asta, ei în 60 de zile pot să schimbe salteaua pentru orice alt model. Mi se pare un mare avantaj în momentul în care poți să iei salteaua acasă și să o returnezi exact ca în cazul unei perechi de pantofi, dacă nu se potrivește nevoilor tale sau te-ai înșelat când ai cumpărat-o. Spuneți-mi, în ceea ce privește somierele, cât de importante sunt ele? De regulă ele sunt invizibile și foarte mulți cred că se gândesc, ok, achiziționez o saltea nouă și somiera poate să rămână acolo 20 de ani. E adevărat sau nu? Nu este adevărat. Somiera ne ajută foarte mult în ceea ce privește confortul. Noi recomandăm un suport de tip lamelar. Suportul acela de tip lamelar ne ajută în preluarea greutății și influențează confortul saltelei. La fel cum un suport de tip rigid, o placă, să spunem, automat va rigidiza salteaua, o vom percepe mai fermă și în plus nu-i va oferi aerisirea corespunzătoare. De aceea, somiera este extrem de importantă, ea trebuie verificată periodic, lamelele să fie în stare bună, să își păstreze elasticitatea, dacă nu, să fie înlocuite și să ne putem odihni bine, cum dormim pe saltea, să fie și o somieră bună. Care ar fi indicatorii că o saltea și-a trăit viața și trebuie schimbată? Nu știu, în momentul în care te trezești neodihnit în fiecare dimineață, s-a creat în mijlocul saltelei o adâncitură, arcurile s-au lăsat, există anumiți indicatori pe care trebuie să-i luăm în considerare, presupunând că totuși se încadrează în acei 7-10 ani. Da, o saltea care nu-și mai face treaba, în primul rând, nu-ți mai va oferi confortul de la început. Asta poate să însemne deformarea acesteia, simțirea arcurilor, dacă vorbim de o saltea cu arcuri, veți simți arcurile, ea e posibil să aibă un miros neplăcut, pentru că nu a fost aerisită corespunzător și trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Observ diverse texturi ale saltelelor, unele sunt mai catifelate, cu aspect de buretă, iar altele sunt mai rigide. Există vreo diferență de calitate sau de ce arată atât de diferit? Din punct de vedere al calității, nu putem spune că una este mai calitativă și alta nu. Aici avem o husă detașabilă. Este o husă matlasată care vine și ea cu un confort în plus. În schimb, aici avem o husă fixă. Ambele sunt huse tratate, antiacarieni și antialergeni. În schimb, husele detașabile vin și cu tratamente suplimentare, cu aloe vera, cu țesătură de fir de argint, care, bineînțeles, influențează calitatea saltelei propriu-zise. Calitățile suplimentare ale acestui tip de saltea se păstrează oare și după curățarea saltelei? Desigur, tratamentele acestea sunt fie cu capsule de aloe vera, fie cu o țesătură de fir de argint care se păstrează pe toată durata de viață a saltelei. S-a întâmplat să aveți clienți care au achiziționat o saltea și au revenit cu ea în termenul acela de 2 luni pentru că li s-a părut diferită față de ce au achiziționat în magazin? Desigur, sunt clienți care odată dus acasă salteaua, își dau seama că este diferită față de ce au testat în showroom, tocmai din cauza că au un suport diferit de saltea față de ce avem noi aici. Mulți clienți care au făcut un schimb de saltea aveau un suport de saltea rigid care automat ridigizează și salteaua și nu mai are același confort ca și cel avut în showroom și au ales în principiu o altă saltea care are un pic mai mare elasticitate să se apropie de confortul pe care l-au avut în momentul în care au testat-o în showroom. De aceea e atât de important acel suport, acea somieră pe care e bine să o alegem identică cu cea din magazin dacă dorim să regăsim aceleași senzații pe care le avem în showroom. Da, este foarte important. Somiera este importantă și din acest punct de vedere și din punct de vedere al calității care o va avea saltea-o pe parcursul anilor.
Iar în momentul în care clientul constată acasă că nu este ceea ce și-a dorit, poate să revină pur și simplu cu salteaua la dumneavoastră și o schimbați cu altceva? Procedura este mult mai simplă de atât. Clientul doar trebuie să facă o solicitare prin care dorește schimbul respectiv. Salteaua este preluată de acasă de către colegii noștri, este înlocuită cu noul produs pe care îl alege și totul se rezolvă. Am aflat foarte multe lucruri despre întreținerea și achiziționarea unei saltele de calitate. Parchetul stratificat este o soluție pe viață comparativ cu cel laminat, iar încălzirea prin pardoseală face casă bună cu acesta. Aflăm de ce e important să montăm parchetul pe sens invers circulației în încăperi și ce fel de mozaic din lemn exotic rezistă la umiditatea din cabinele de duș. Suntem alături de Marian Bran, directorul tehnic al showroom-ului de parchet multistratificat și din lemn masiv. Bună ziua, și de ce să alegem parchetul? Pentru că este o soluție naturală, este o soluție caldă, mult mai bună decât alte pardoseli. Știam că există parchetul laminat, pe care îl putem găsi în orice magazin. Care e diferența între cel laminat și cel multistratificat? Laminatul e o tehnologie de print, e o soluție, zic eu, de moment, și din punct de vedere al costurilor și din punct de vedere al deranjului în casă. Iar stratificatul sau parchetul de lemn este o soluție durabilă pentru mai multe generații și, desigur, are un cost pe moment mai mare, dar pe termen lung e mai avantajos ca și investiție. Așadar, investim mai mult la început, dar este pe o viață? Da, este pe mai multe generații, zicem noi. Ce ne puteți spune despre montarea parchetului multistratificat? Se montează la fel ca cel laminat, nu știu, cu folie de desubt, cu sistem click-clack? Sunt variante care se pot monta flotante, sunt variante cu îmbinare tip click, dar noi și pe acestea le recomandăm să se lipească pentru că sunt mult mai durabile în timp, nu sună gol, se refinisează mult mai ușor și în mare parte parchetul stratificat e combinare nut-feather. Doar unele variante se pot cu variantă click. Pentru telespectatorii noștri, parchetul multistratificat, din ce e format? Cuprinde și lemn natural sau nu? E vorba despre placaj? Sunt mai multe tipuri de stratificări la parchet. Sunt dublu stratificat, triplu stratificat, multistrat. Fiecare are avantajele și dezavantajele lor, dar în mare parte, un parchet stratificat cu grosime între 10 și 15 mm este foarte bun și pentru încălzire în pardoseală și sunt diverse tipuri de stratificat, cum am zis. Unele folosesc straturi suport rășinos, altele foios și unele chiar și lemn de densitate mai mare, gen stejar sau frasin. Iar suprafața pe care o vedem, de exemplu aici în spatele nostru, întotdeauna este din lemn masiv, ceea ce vedem. Da, partea ce se vede se numește top layer. Sunt grosimi diferite pentru top layer și teoretic ăsta îi dă durabilitatea în timp a parchetului. Practic, noi vedem doar partea de suprafață, iar în interior avem ceea ce dă duritatea parchetului și durata de viață lungă? Da, oarecum. Oarecum. Durabilitatea e stratul de uzură. Stratul suport îi dă o stabilitate mult mai bună dimensională. Unele variante, spre exemplu, triplu stratificat, au straturi perpendiculare una pe alta și atunci e mult mai stabil. Dublu stratificat, în general, au niște frezări pe spate care permit călduri în cazurile sistemelor de încălzire în pardoseală să se transmită mai bine. Tot pomeneați de încălzire prin pardoseală. Putem într-adevăr să montăm fără probleme pe sub acest tip de parchet încălzirea, deci nu trebuie să ne facem probleme că căldura e reținută de grosimea parchetului sau ar fi, în cazul unei inundații, o problemă gravă? Am avut cazuri unde singurul sistem de încălzire a casei a fost prin încălzire în pardoseală și făcea față foarte bine. Pe încălzire în pardoseală se recomandă strict doar parchetul stratificat să se monteze, în sensul că reacționează mult mai bine la schimbări de temperatură și umiditate, adică evită, nu-i riscul să apară rosturi, să se dilate, să contracte, la fel ca și un parchet masiv.
De aia se evită montajul parchetului masiv pe încălzire pardoseală. Așadar, parchet multistratificat, dacă vrem încălzire prin pardoseală, e nevoie de un anumit procentaj de umiditate în atmosferă, dacă dorim să montăm acest tip de parchet, sau putem apela la soluțiile bunicii cu vase de apă așezată pe calorifere sau prin încăperi? Deci temperatura în aer și umiditatea în aer trebuie să fie între 40 și 60. Asta e sănătos și pentru om. La fel și pentru lemn. Lemnul e adus prin uscarea lui la un echilibru de umiditate, el încă conține apă. Iar, spre exemplu, iarna, când spațiile sunt încălzite, în unele cazuri se întâmplă să scadă mult umiditatea în aer și atunci și lemnul tinde să cedeze din apa care o conține și atunci se contractă. Putem apela la anumite aparaturi mai moderne decât vasele cu apă? Cazurile alea, vasele cu apă e o soluție așa mai băbească, să zicem, dar sunt aparate speciale umidificatoare care le setez la început pe 40 sau 50% umiditate și ele pornesc automat când umiditatea scade. Făcând o comparație tot cu parchetul laminat pe care îl întâlnim mult mai uzual, vedem în spatele nostru plăci foarte late de parchet. Acestea se livrează așa sau clienții pot să aibă anumite preferințe și dumneavoastră livrați în funcție de ceea ce doresc ei? Desigur, fiecare își alege modelul lui în funcție de preferințe și de buget. Avem dimensiuni inclusiv până la 7 metri lamelă ca și lungimi și late de 32 de centimetri. Dar cele mai comune sunt undeva între 15 și 20 de centimetri ca și lățimi și lungimi aproximativ 2 metri. Ce se mai poartă în materie de texturi, nuanțe, modele pentru parchetul din lemn? Sunt unele nuanțe clasice care tot au rămas încă în trend, să zic așa, gen culorile astea similare cu nuc, maroniu sau culorile naturale, adică aspectul de stejar natural care se poate și amenaja în orice fel de încăpere, adică un decor mai universal. Sau sunt alte nuanțe de albit, se caută foarte mult albit, finisaje albite, periate. Griurile, acel parchetul vintage, să pară învechit. Da, sunt și variante antichizate, cu lovituri făcute artificial sau denivelări. Sunt foarte multe posibilități și variante. Chiar avem variante care se pot personaliza, adică poți să alegi lățimea, poți să alegi structura și culoarea după aia. Observ în spatele nostru, chiar acolo pe colț, cel mai clasic parchet pe care îl cunoaștem cu toții, parchetul montat în formă de brăduț. Se mai poartă? Mai doresc clujenii așa ceva? Se mai poartă, doar că acum sunt variante de dimensiuni mai mari pentru brăduț sau sunt varianta de șevron. Adică la capete sunt tăiate la unghi, la 60 sau la 45 de grade și sunt chiar dimensiuni mari, adică 14-15 lățime și lungime de 60 de centimetri la placa. Care este diferența între parchetul stratificat pe care îl țin acum în mână și cel din lemn masiv? Acesta este un parchet dublu stratificat, care îmbină și avantajele parchetului masiv, în sensul că are un strat de uzură de 6 mm și stratul suport e tot de stejar. Unii îi mai zic și un parchet semi-masiv. Ideea e că îl îmbină avantajele parchetului masiv cu cele a parchetului stratificat. În sensul că durabilitatea lui este ca și la masiv, iar, spre exemplu, la reșlefuiri, durabilitatea în timp, mulți producători estimează o durată de viață că la 10 ani îl reșlefuiești. Și atunci, la 10 ani, o reșlefuire o estimează a fi cam un milimetru să se ia din el. Așadar, având 6 mm, zic cam 50 de ani. Da. Există și un alt tip de parchet care se șlefuiește după montare? Sunt și variante brute, în special masivul. Pe masiv se merge doar așa, care este masiv. El, teoretic, poți să-l șlefuiești până la îmbinare. La început, până la îmbinare, are cam 10 mm, iar prin reșlefuire, la fața locului, se trec mai multe granulații și se ia undeva cam spre 3 mm. Așa că rămâne cam cu 6-7 mm strat final de uzură. În momentul în care se șlefuiește la montare, se poate modifica culoarea lui? Da, se poate băițui, se poate finisa în orice nuanță. Ideea e că la varianta aia de stratificat, de care v-am zis, poți să-l vezi de la început finisajul clar pe un panou și se livrează gata finisat, doar se lipește. Așadar, dacă nu dorim să avem surprize în ceea ce privește tonurile, culoarea sau poate ne grăbim să montăm repede parchetul, e de preferată prima variantă.
Da, pentru că vezi clar ce finisaj ai, vine parchetul gata finisat, doar se lipește la fața locului, montajul merge mult mai rapid și mult mai curat. În schimb, la lemnul masiv se montează brut, după aia se șlefuiește, se trece cu mai multe granulații, se șlefuiește și se ia în medie cam 3 mm din el. În spatele nostru avem un mozaic din lemn. Spuneți-ne unde ați montat așa ceva, dacă există anumite spații mai atipice în care ați instalat genul acesta de parchet? În general se montează pe pereți sau tavane în zone umede, gen în băi, inclusiv în cabina de duș am montat într-un caz, cu excepție făcând partea de jos de pardosea, adică am lăsat un minim vreo 20 de centimetri spațiu de la podea. Practic, acea cădiță unde băltește apa și totuși un lemn exact. De sențătare nu face față. Deci el nu are nicio problemă dacă îl uzi, dacă îl speli, doar dacă stă în apă în permanență sau cu durată mai lungă, atunci pot apărea probleme. Ce esență de lemn este una atât de rezistentă la umiditate? Ăsta e bambus, e lemn din bambus, dar după montat se rostește cu un kit epoxidic între rosturi și ăla se poate alege la orice culoare, sunt mai multe variante, dar avem și alte variante. Asta, spre exemplu, e făcut din corjul de nucă de cocos. Și unde aleg clujenii să îl aplice acest tip de mozaic din lemn? În general, v-am zis, în băi se pune, în spate la chiuvetă. Deci cocosul poate fi pus și el în băi, da, și rezistă. Cu excepția dușului. Deci da. Chiar în dușul ăla nu pot să-l montez, dar în rest merge pus și pe tavane, pereți. Nu ca pardoseală, în schimb. Ca pardosel, pentru băi avem alte variante de pardosel mai speciale. Sunt și ca sistemele alea de pe iahturi cu garnitură de cauciuc între rosturi și, în general, specii exotice care au rezistență mai bună la umezeală, adică au conținut mai mare de ulei și minerale. Care tot am ajuns, am ajuns la pardoselile de exterior, acele decuri speciale care se montează pe terase, pe balcoane sau în grădini, nu știu, podețe, alei din lemn. Ați realizat așa ceva? Da, noi în timp, mă rog, cândva am început business-ul cu parchet și în timp am tot diversificat și am ajuns să facem și terase cu lemn exotic sau fațade ventilate cu lemn exotic sau termotratat. Și acum avem niște sisteme cu prindere ascunse, cu specii de lemn exotic care au durabilitate naturală la exterior și avantajul lor principal e că nu putrezesc timp de 50 de ani și nu se deformează în sistem. Asta e garanția care o dăm noi. E foarte mult, 50 de ani. Cu toate acestea, trebuie să le tratăm într-un fel anume, trebuie să le întreținem sau e suficient să le montăm și gata, două generații, nu mai avem bătăi de cap? Tratamentul e opțional oarecum, adică pe afară, în alte țări, ca Belgia, Franța, Olanda, mulți îl lasă așa ca atare. El schimbă culoarea și se oxidează, devin gri. Iar dacă o să vrei să-și revină la culoare, doar printr-o spălare cu un detergent special își revin înapoi la culoare. Sigur, se poate da și un ulei sau un finisaj pe bază de ulei care le fac să-și păstreze mai mult culoarea și să arate mai exotic, oarecum. Iar în ceea ce privește parchetul de interior din lemn masiv, cum îl putem trata și întreține ca să-l păstrăm în starea inițială cât mai mult timp? Sunt soluții, noi oferim gamă completă de la montaj, la livrarea parchetului, până la soluții de curățenie, spălare, revigorare a parchetului. Avem niște variante de spray-uri și sunt niște variante de lacuri diluate, să le zice refresher, care dacă ți apare o uzură doar pe suprafața lacului, poți să-l aplici chiar tu acest refresher, un lac diluat și acoperă. Acele mici, un fel de polish ca pentru mașini, e pentru parchetul de interior. Exact, dar mult mai ușor, adică poate să-l facă clientul direct la fața locului. Iar ca estimare, să zic așa, asta diferă în funcție de uzură sau de cum își păstrează fiecare parchetul, producătorii de finisaje zic că odată la 10 ani ar fi bine să-l refinisești și să-i faci. Refinisarea este acea rașchetare a parchetului de care am auzit cu toții? Da, dar nu e ca și aia de vremuri, acum sutilaje cu sisteme proprii de aspirare, deci se face fără aproape deloc, fără niciun fel de praf. Da. Da. Produsele sunt ecologice, lacurile, chiturile nu miroase, nu afectează sănătatea și au rezistență chiar mai bună decât cele vechi care
erau și care miroseau și chiar erau... Da, și aeriseai 2 săptămâni după ce rașchetai parchetul. Cum se montează parchetul? Se montează de-a lungul camerei, de-a latul camerei? Ce recomandați aici? În general, noi dăm niște recomandări, dar până la urmă se face până la urmă cum vrea clientul sau arhitectul sau designerul. În general, se pun ori pe intrare, ori pe lungimea camerei, ori în bătaia luminii. Dar... Așadar, în momentul în care intri într-o cameră, parchetul trebuie să fie perpendicular sau paralel cu ușa? Perpendicular pe ușă ar fi recomandarea. Dar, v-am zis, de cele mai multe ori cum vrea clientul sau arhitectul, am o cazuri când le-am montat și în diagonală sau diverse forme. Pe lângă montarea parchetului pe diagonală, există și parchet artistic, parchet cu intarsii. Spuneți-mi, ce tip de client dorește așa ceva? În general se fac în case mai clasice sau apartamente mai clasice. Modelele toate se personalizează și în general se lucrează cu un arhitect sau cu un designer care face un plan, care colaborează cu noi și obținem ce vrea clientul până la urmă. Aici lângă noi avem o gamă foarte variată de plăci din lemn, dar un lemn mai special. Pentru ce le folosiți? Asta e tot un tip de parchet, dar e un tip de parchet care îl personalizăm, adică putem să optăm pentru anumite tipuri de structură, sunt variante care sunt antichizate, putem să punem anumită tip de culoare, dimensiuni, sunt și plăci foarte mari, la lățimi 20-30 de centimetri și lungimi mari. Majoritatea par scânduri simple, deci va părea o podea din scândură foarte simplă. Așa par unele și unii chiar ne întreabă dacă se vând la panouri sau la metru pătrat și na, ele se expuse așa în panouri, dar tot la metru pătrat se vând. Și sunt variante și antichizate, cu lovituri care sunt făcute în fabrică, sunt variante cu periaje foarte adânci, cu 2 tipuri de culori pe placă. Sunt și aici foarte multe posibilități și clientul poate să-și personalizeze pardoseala cum vrea el. Ce vindeți cel mai mult în ultima perioadă, hai să spunem în 2018, care ar fi trendurile? Pe culori deschise sau închise în materie de parchet? Știu că cele închise sunt mai dificil de întreținut, se observă praful foarte ușor. Cred că proporția e mult spre culori deschise, albe, gri, chiar și naturale, pentru că cele naturale, culoarea naturală a stejarului, poate fi, poți să-ți faci o amenajare mult mai simplă, adică nu depinzi de nuanțele parchetului neapărat, poate fi într-o amenajare cam cu orice culori, oarecum. Nuanțele închise, într-adevăr, sunt mai sensibile, dar sunt și proiecte unde avem și nuanțe închise, chiar și negru, adică avem variantă de parchet carbonizat, care e un negru-negru. Dar acolo trebuie să fii la întreținere mai atent. Da. Am aflat astăzi foarte multe despre parchetul stratificat, parchetul din lemn masiv, care poate fi montat atât pe interiorul cât și pe exteriorul locuinței noastre. Iar, ca de obicei, tot ce ține de calitatea unei podele ține foarte mult și de întreținerea acesteia.